domnul Cristi, la mulți ani. La mulți domnul ani. Morris, domnul Tony, doamna Seriana, de așa toată lumea, toate. Interesant aici la voi. Microfon, avem microfon? Avem. Scuze. Voi încă aveți lumină caldă. Încă ne permitem. Doamnelor și domnilor, suntem o emisiune bogată, da? Cu lumină caldă. E adevărat. Avem câteva din păcate, anul ăsta iarăși lansează diverse șarje umoristice. Dar în general, Tony, acum se râde, se face foarte mult haz de un necaz cumplit prin care trecem. Așa cum s-a întâmplat și cu COVID-ul, așa se întâmplă și cu facturile la energie. Am văzut câteva poante care au apărut zilele astea, dar care în esență arată o realitate cumplit de amară. Băi, vrei să vorbim pe tristețe sau pe veselie? Pe ce vrei? Pe veselie, Tony. Eu când mă uit la tine, râsul tău și zâmbetul tău e molipsitor. Și de Revelion m-am uitat la tine, adică, felicitări. Vă mulțumesc foarte mult. Deci dacă ar fi să vorbim pe tristețe sau să abordez subiectele astea pe tristețe, trebuie să-i pal cineva. Vreun specialist de prin guvern, unul mai... Nu, că mai avem și o emisiune curată aici, te rog frumos. Care nu, să-ți nu. Povestească cum se va rezolva problema facturilor, cum să nu vor, plătim factura, ne cum, supune cum se va aplica noua ordonanță de urgență care se va da săptămâna asta și oamenii nu vor mai da bani la curent, vor primi banii de la curent pe care i-au dat din greșeală în ultimele două luni, în decembrie adică și noiembrie. Adică statul ne dă nouă bani? Adică, nu statul. Nu există firmele, așa ceva, mă. Firmele astea care... Ăștia răi. Nenorociți fiind, au umflat facturile. Am înțeles. Bine, acum știi, noi trebuie să fim rezonabili. Când ai scăpat banul din buzunar, nu. Greu îl primești înapoi de la ăștia. Știi că ăsta era cam bancul. Eu vreau să o văd pe asta. Eu vreau să primesc înapoi ce mi-a umflat mie la factură. Gazul și curent, să-mi primesc eu în februarie, martie, banii aia înapoi. Știi cum e? Dacă primesc, vin aici la tine în emisiune și toți banii aia îți fac cinste ție cu câte beri vrei tu și cu câte șprițuri vrei tu. Gata, doamnelor și domnilor, să ne ajute Dumnezeu să bem deci, și noi. Deci, în martie, aprilie, când anul vrei. Ăsta sau la anul sau în următorii da, 15 ani, nu știu când. Dacă vrei, da. Dacă vrei, te pornim aici, deja a sosit prima factură pe 2022. După cum se vede, nu e cutia poștală cât e. Dăm voie să spun. Că eu mi-am făcut socoteala. Așa. A venit gazul. Luna asta pentru luna decembrie, da? Așa. Și am făcut o comparație la preț decembrie 2021 cu decembrie 2020, da? Așa. Cu pixul frumos, matematică simplă, pe procente. 70% în plus. 70%. 70%. Doar atât. Pe metru cub de gaz. Da? Da. Lună pe lună, cum ar veni. Decembrie 2020 cu decembrie 2021. Frățioare, tu ai 70% în plus la salariu? Câștigi mai mult 70%? Na. E? Despre asta vorbim. Românii nu au astfel de creșteri salariale și de bugi. Și nu românii, dar în lume, mă. Că nu vorbim de... Nu e un fenomen românesc ăsta. E un fenomen care se întâmplă peste tot. De fapt, noi, cred, părerea mea, nu sunt un mare specialist, zic și eu acum din... Așa. La bunul simț, la bunul meu simț. Eu cred că în felul ăsta noi decontăm cheltuielile uriașe care s-au produs în pandemie. În felul ăsta ne plătim vaccinurile care sunt gratuite, tratamentele din spital care sunt gratuite, lockdown-urile care au fost gratuite, care ne-au costat, ne-au sponsorizat statul în sensul că ne-a păstrat locurile de muncă și firmele mici au primit subvenții și așa mai departe, dar toate astea le plătim toți. Vreau să-ți... Și le plătim sub formă de gaz și de curent. Ai dreptate. Știi cum e firma de gaz și cum e? Este ca în celebru banc cu scoțianul care l-a invitat, nu știu dacă știi, l-a angajat pe băiatul lui casier. Și după vreo două săptămâni vine prietenul scoțianului și zice, bă, băiatul tău nu mai e la caserie. Ce, da, a trebuit să renunțăm. Dar de ce? Mă, plângea de fiecare dată când dădea restul. Înțelegi? Așa și firma asta. Plânge de fiecare dată când trebuie să dea înapoi. Dacă mai avem și alte fotografii... Suntem... Adică trăim un moment foarte interesant.
Nu știu dacă suntem pe finalul pandemiei, mulți cred că așa e, unii se îndoiesc, alții zic că nici vorbă. OMS-ul, de pildă, spune, băi, stați liniștiți că pandemia va mai dura nu se știe cât. Deci, informațiile sunt confuze, așa cum e confuză toată lumea. Da, uite, mai avem aici o propunere pentru tine, varianta din Franța, se numește o Macron, evident. Da. Dar vă rog să o dați pe aia de înainte, că a pomenit Toni ceva da, de bere. Am și eu un titlu bun. Așa. Următoarea variantă de virus în România se va numi Romicron. E adevărat, Romicron, mi se pare corect. Pentru că ai povestit de bere, uite, mai avem acest anunț clasic. Cine a luat sacoșa BG cu două flacoane? Mă, asta mi-a plăcut. Mă, tu înțelegi ce-i berea? E flacon de bere. Atât de tare ne-a afectat pandemia și limbajul medical pe care ni-l asumăm fără să vrem, da? Involuntar, încât la peturi spunem flacoane. Da. Înțelegi? În curând o să spunem și la mici, o să spunem capsule. Foarte bun. Da. Dă-mi și mie 4 capsule cu muștar. Am fost la farmacie la Dedulești. Am luat 4 capsule, una dimineață, una la prânz, două seara. Da, nu, și la muștar să-i spună gel, știi? Da. 4 capsule cu gel de tecuci. Excelent. Ceea ce mi se pare amuzant și Toni știe foarte bine este că și în această poveste, doamnelor și domnilor, pentru că s-au furat flacoanele, apare Dumnezeu. Mă, Dumnezeu întotdeauna este prezent. Uite, sau Dumnezeu să-i dea necaz mare în familia lui. Cine a luat sacoșa beji, nu? Da. Dacă nu apare Dumnezeu într-un mesaj de genul ăsta, înseamnă că ceva e greșit. Oamenii sunt apropiați de Dumnezeu în România. Dumnezeu are treabă cu noi. Apropiați de Dumnezeu mai tare decât de nevastă sau, mă rog, așa, de soț, în funcție de... În funcție de... Păi, într-un fel e mai bine așa, pentru că Dumnezeu ne ajută și când nu ne ajută, El ne ajută. Pentru așa că atunci când ne e rău, noi spunem, bă, așa a vrut Dumnezeu, că putea să fie și mai rău. Exact. Știi? Deci... Cum o dai, cum o iei, El e prietenul nostru și la bine și la greu. Mi-aduc aminte și acum când am vorbit cândva cu stareța de la mănăstirea de la Ghigheu, care mi-a spus, domnul Brancu, câtă vreme e necaz în țară, bisericile sunt pline. Și avea dreptate, că omul imediat cum e nasol și aduce aminte, ca și omul ăsta, la necaz, la pe la flacoanele, tot la Dumnezeu s-a întors. Da. Da, foarte frumos, mai avem și alte titluri foarte importante. Interzis accesul copiilor în maternitate, sigur că e foarte important și asta mi-aduce aminte de o chestie pe care am văzut-o cu... Și accesul morților în cimitir ar trebui să fie continuarea, nu? Așa este, da. Ar fi bine, în perioada asta poate mai puțin. Superbă, Toni. 1995 am fost cu o persoană care avea o problemă, trebuia să meargă la Mina Mirăviș pentru o constatare, accident de circulație, și scria pe o ușă așa: morții, decedații, se ridică numai la ora 12. De unde am înțeles că eram de fapt într-un film de Noaptea Morților. Deci decedații se ridică numai la ora 12. Da. Se ridică de capul lor. Dar limba română, uite, acum tu ești lucrător cu limba română de decenii și decenii, mă rog, din 80. Să nu exagerăm. Deci 84 sau când a început Divertisul? Pe 83, cam 83, așa. 83-84, da. Toni fiind în nucleu, ca să zic așa. Da. În nucleu. Și iată, după atâția ani de zile, ne vedem. Cu limba română se lucrează și limba română în continuare e foarte ofertantă. Voluntar sau involuntar? Băi, limba română are o elasticitate extraordinară, o maleabilitate extraordinară. Ea rezistă la mutilări cum nu rezistă nimic pe lume. Deci poți să o întinzi, să o întorci, să o distrugi. Băi, se reface întotdeauna. Dacă te uiți pe comentariile de pe Facebook, ia, deschide o pagină, orice pagină absolut vrei tu, o să vezi cât de bună este limba română, ce material rezistent e acolo, ce forță are această limbă, încât ea nu se rupe, nu se distruge, întotdeauna ea revine la forma inițială cu toate eforturile pe care le fac cei care o folosesc, să o distrugă.
Deci, înțelegi? E foarte îngăduitoare cu noi, ne permite... Este o limbă minunată. Deci, absolut. Spun serios, asta este... Uite, mai avem aici și o chestie de icoană, ca să zic așa. Un tablou cu Vlad Țepe lăcrimat când a văzut ce țepe frumoase se dau de Black Friday. Mi-a plăcut așa, că este icoana acelor comercianților de Black Friday. Bă, gluma e bună, adică pe bune, chiar e glumă. E bună gluma. E bună și anul ăsta chiar a funcționat, că s-a văzut. Deci a venit până și lanțul de hipermarketuri să spună: mă scuzați, asta mi s-a părut genial. Știi, de exact, ții minte ministrul care era atunci cu Apuseni, când a zis: domne, ce vă regretați, domnul ministru? Domne, că s-a întâmplat în mandatul meu, nenorocit. Ai ții minte? Da, așa, da, și da. Firma respectivă, ce a zis: domne, numai pe mine m-ați văzut, mă. Adică, da, eu de ce să nu bag și eu mâna când atâția bag? Nu s-a supărat nimeni. Gluma e bună. Și acum, pe bune, Black Friday este o sărbătoare inventată ca să mai dea un boost la cumpărături. Este, da, o jmecherie ca atâtea altele. Din păcate, și sărbătorile religioase au fost convertite în sărbători comerciale, Crăciunul, Paștele. Ele sunt boom-uri de, da, umplut mall-uri, știi? Ceea ce, mă rog, nu știu cât e de corect, dar probabil că asta e viața, trăim în contextul ăsta, nu putem să-l anulăm, nu putem să-l schimbăm și... Dar tu știi care e istoria Black Friday? Știi? Am citit la un moment dat, dar recunosc că, da, mi-a ieșit din minte. Nu e nimic complicat. Adică, nu ca știu și eu, dar am auzit că este... perioada aia era o perioadă foarte proastă. A, bravo, și-au inventat ceva. Și-au inventat asta. Excelent. Înainte de sărbătorile de iarnă, știi? Da. Nu întâmplător e în... Dar vrei să spun ceva? Eu am încercat să aflu că soția mea are un magazin online și anul trecut să facem Black Friday și am descoperit că la Black Friday este ca pe vechi și pe nou, ca le calendarul gregorian și iulian. Poate să fie, în România a fost o dată, la americani este în altă dată, deci Black Friday nu este o Black Friday, este ca stare de spirit. O dată e o vineri și în general ați văzut că Black Friday e vreo 3 săptămâni, adică o ținem într-o vinere. Black Friday poate să fie oricând în România, tu nu vezi că fiecare hipermarket are Black Friday când vrea el. Și e cam black situația și, păi, în hipermarket. Păi asta e, când are nevoie de un jvung, de un boost, bag! Black Friday de primăvară, Black Friday, da, de vară, Black Friday... Bravo. Nu, bă, Black Friday este o singură dată, atunci în toamnă... E, dar... numai atunci cu consumatorul... Și doar o singură noapte e și doar noaptea de vineri, că de asta îi spune Black Friday... Exact. Și aia e, știi? Bun. Mai am pentru tine aici... Asta e o... Sunt curios dacă și anul ăsta va funcționa. Un deținut din România merge în biblioteca închisorii și cere o carte, îi se răspunde: n-aveam cartea, dar avem autorul. E bună. Mai pe subțire anul în ultima. Păi, știi de ce? Pentru că nu mai sunt autori atât de celebri prin pușcările din România. Așa este. Acum s-a dat mai liber. Așa este. La autori. Autorii sunt mai... stau pe acasă, se bucură de creațiile lor, fructele... libertate. Dar să știi că atunci când ești într-o stare de asta de claustrare, ca să, da, zic așa, creativitatea funcționează. Atunci, din suferință se naște. Să știi că creativitatea nu are aceeași viteză și aceeași forță în condiții de confort. Așa este. Când ești relaxat... Nu-ți vine. Băi, te gândești la gagici, te gândești la petreceri, la, păi, da, veselie, nu te gândești la chestii care, pe care să le aștepți tu pe hârtie. Dacă când stai acolo, în 2x2, da? Da, da, da. Și ai doar un pat, da, da, o masă, o foaie și un pix. Bă, atunci începe să-ți meargă ție creativitatea și așterni lucruri care vor rămâne pentru posteritate pe hârtie. Bine, e adevărat. Nu chiar așa. Ar fi bine să fie chiar așa, dar să... presupunem că ar fi e așa. Adevărat. Plus că unii și-aduc aminte și lucruri încep să scrie, se mai reduce pe apsa, știi? Adică, într-adevăr, acolo 2x2, la 2x2 începe să apară creativitatea. Asta e ca un sfat, așa, pe viitor, pentru... Da, e adevărat. Avizați. O să-l întreb pe Tony sau poate o să-mi spună la un moment dat, cândva mi-a povestit și eram de față și am și trecut în ceea ce mi-a povestit într-o carte pe care am scris-o, fără să fiu 2x2. Apropo de modul în care grupurile umoristice cu care a lucrat, Divertis, cum se lucrea, totul era inginerește, totul era făcut cu metodă, că fără metodă
tot, dar nu se poate. În momentul în care erau show-uri săptămânale, televiziune, radio, adică voi ați fost o industrie. N-aveai cum să lucrezi la cantitatea de materiale care se producea, n-aveai cum decât cu metodă, adică foarte, foarte disciplinat. Corect. Și muncă de colectiv, adică muncă de echipă. Umorul cel mai mișto este când e făcut în trupă, în echipă. Da, da, da. Trebuie să fie spirit, bune acum, da. Asta nu... asta e. E adevărat și e foarte bine și foarte mișto să ai talentul ăla să faci singur tu pentru tine. Da. Dar parcă nu atunci este... când e într-un brainstorming și ești într-o formulă și îți iese un text dintr-o gândire colectivă, parcă e mai bine, mă. Așa este. Mai avem ceva ziceri de-astea celebre, colegii mei, care este rolul hârtiei igienice în trei straturi, un exemplar trebuie depus la ANAF. Bine. Ce să spunem? Bine, mă. Hai, hai că asta e o glumă care miroase. Și nu miroase a bine. Nu miroase a bine. Aici este iar cu limba română în situații. Vând cățel, mănâncă orice, îi place copiii. Este foarte... Bun. Sau mai ales copiii trebuie. Da. Mai ales copiii, depinde. Os, copil, cum a fost. Și asta am pus-o, am adăugat-o eu la echipă, are legătură cu perioada, ca să închidem cercul. Tulpin Leon și Enel par cele mai periculoase în această perioadă. E adevărat, cine n-are... Asta e, ce să facem? Evoluăm și noi între pandemie și criza facturilor, nu? E adevărat. Pe Toni l-ați, repet, l-ați văzut în programele de sărbători. Anul ăsta ce-ți propui? El stătea vara, noi ne-am întâlnit vara foarte mult. Mi-a povestit niște chestii apropo de perioadă. Știți că Toni a mai fost la noi în emisiune prin Skype, când trecuse prin experiența COVID. Eu te pomenesc pe tine ca pe sfintele moaște când vine câte unul și e șmecher și îmi povestește de COVID. Și spun, stai așa. Ia să-ți dea tata niște povești. Îl știi pe Toni Grecu. Toni a povestit niște chestiuni despre ce nu a trăit neapărat el, ce a văzut în spital. Dar vrei să zic ceva? Să nu-mi spui tu mie că în România lumea are o treabă cu Omicron. Am fost în weekend la munte, într-un hotel, un restaurant, unde am stat. Mă, nimeni nu purta mască, eram singurul prost împreună cu familia mea. Mi-am dat seama că oamenii n-au nicio treabă, Toni. Bă, poate că e mai bine așa. Deci, noi nu suntem în pandemie. Eu îmi doresc extraordinar de mult ca în perioada următoare să se întâmple minunea aia. România să nu dezvolte un val masiv de îmbolnăviri. Deci să fie ceva așa, pe acolo, nu mai sus decât ce a fost în toamnă. Și atunci am putea spune că, da, bă, e mai bine așa, e mai bine fără măști, e mai bine fără restricții mari, fără certificat verde, fără nimic, să fie mai pe natural, adică. Că am uite, înțeles. Israelul a ajuns și la a patra doză de vaccin și astăzi am citit o știre că deja se gândesc să scoată certificatul verde pentru că Omicronul îi ajută să tragă concluzia că e inutil certificatul verde. Că Doamne, toată lumea Dumnezeu. Se îmbolnăvește oricum. Și cu două doze, și cu trei, și cu patru, și fără nicio doză. Păi și ce făcură, mă, Toni? Mulțumesc păi foarte mă. Mult, Toni. Asta e. Mulțumesc foarte cu mult. Drag. A fost Toni Grecu. Sper